de Chișinău. Există unele voci care spun că, cel puțin pe termen mediu și poate chiar pe termen lung, Republica Moldova nu are nicio șansă să adere la Comunitatea Euroatlantică. Mă refer aici deopotrivă la Uniunea Europeană și la NATO. Chiar președintele Traian Băsescu a ieșit public cu astfel de declarație recent. Știu că ați fost recent la Chișinău, știu că v-ați întâlnit cu majoritatea liderilor politici de acolo, știu că nu e prima dată când mergeți și că sunteți extrem de interesat de această zonă. Da. Spuneți-mi, cum vedeți, viitorul Moldova? Prin acordul de asociere semnat de Uniunea Europeană cu Republica Moldova anul trecut, Republica Moldova are cel mai bun instrument de apropiere de Uniunea Europeană pe care l-a avut de-a lungul istoriei ei. Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de fonduri europene pe cap de locuitor din toate statele din afara Uniunii Europene. Acest lucru trebuie spus. Plus credite de la Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. Uniunea Europeană ajută nu doar financiar, dar și la clădirea instituțiilor. Am văzut la Chișinău o îngrijorare profundă a oamenilor cu privire la funcționarea statului de drept, la clasă politică coruptă, la o justiție care nu este încă independentă și tratează cu egală măsură toți oamenii suspectați de încălcări ale legii. De aceea, convingerea mea este că prioritatea acum trebuie să fie implementarea acestui acord de asociere, o discuție despre aderare sau o discuție despre următoarele etape, inclusiv aderare, este pur fictivă, cu atât mai mult cu cât și la nivelul Uniunii Europene problemele, provocările sunt altele acum și nu există o deschidere față de extinderea Uniunii Europene. Pe bună dreptate, susținută de faptul că percepția este niciun stat membru în afara Uniunii Europene nu este în momentul de față pregătit să adere. De aceea, sfatul meu și pentru oamenii politici de la Chișinău este: implementați acest acord, acesta va face instituțiile puternice, acesta duce la modernizarea statului, absorbiți și folosiți bine toți banii pe care Uniunea Europeană vi pune la discuție despre aderare, discutăm la o dată ulterioară când opinia publică în Europa e pregătită și când percepția este că Republica Moldova însă și este, pregătită. Iată, prin acest acord de asociere, 15 milioane euro pentru reforma procuraturii în Republica Moldova. Deci, ceea ce Uniunea Europeană investește acolo sunt bani, dar și know-how care întărește statul și care la sfârșitul zilei e în folosul oamenilor. O discuție fictivă despre aderarea la Uniunea Europeană nu ajută cetățeanul Republicii Moldova deloc, însă buna absorbție a fondurilor europene, întărirea instituțiilor, o justiție puternică independentă ajută cetățeanul Republicii Moldova. Cristi Dănieleț este unul dintre cei care merg acolo și încearcă să cădească un sistem judiciar. Mm-hmm.